Salutare, bine ați venit în România, Alex aici cu un nou clip de World of Warcraft. Continuăm seria de leveling pe The Burning Crusade și mergem să facem aici două quest-uri. Trebuia să repar. Ia să omor unde asta să văd dacă... Trebuia să-mi pun asta pe armă. Nu-i nimica. O, a căzut o pagină. Poate o să cadă. Ia să ne dăm un heal și îl atacăm pe asta. Fugi. Sper că nu mor. Așa, hai că am scăpat. Măcar atâta. Dar cât fuge asta după mine? Să mai arunc eu din chestiile astea, mă, să vând o parte din ele. M-a întrebat cineva să mă bag pe Rot of the Lich King. Bă, nu știu ce să zic. Aș putea continua seria de acolo, fiindcă v-am spus că am un paladin același level. Dar vreau să-l fac pe ăsta 70, neapărat. Fiindcă, dacă tot am început, vreau să termin seria aceasta. Și după, poate fac și pe Rot of the Lich King. Ia să vindem noi din toate chestiile astea. Asta nu ne trebuie. Mai facem un pic de curățenie prin bagaje. Ajunge. Dacă o să dea așa puțin XP la... De fapt, dacă o să dea, dacă o să cadă așa de greu paginile, nu o să continui cu asta, fiindcă e... e destul de multe, dar dă mult XP, destul de multe pagini, dar dă mult XP. Pe unele servere ce jucam eu era rata la drop atât de mare, încât... avem asta cu panterele, 10 pantere. Da. Hai că facem asta cu panterele. I'm out of range. Asta nu trebuie. Trebuie să continui și cu miningul.
Aici este al doilea. Și asta și asta. I need to get closer. Următorul trebuie să... It's too far away. Da, să vedem, vine până aici. Iarăși n-am puțin de mană. Aș face un streaming de câteva ore într-o zi, poate chiar astăzi. Mă mai gândesc. Dar nu am mana, dacă bem asta. A, ajunge. I need to get closer. Atacă asta nu glumă. Ok. Trebuie să merg înapoi după poțiuni de mana. Hai că ne întoarcem un pic înapoi. Și am zis că vreau să merg până în Stormwind să-mi fac casa acolo. Dar mai întâi să iau niște poțiuni. Poate îl pot preda pe ăsta, nu cred. Mă gândesc că mă duc și mor iarăși aiurea. Hai că încercăm. Vreau să-l aud cum râde. Stand ready. Congratulations. Yeah.
Ia să o luăm pe... God damn it. Pe aici. Pantirile astea. Nu cred că o să pot să... El ar fi... E aici, în casa asta, dar... What the hell? Bă, dar tu ești chiar insistent. Hai că-ți arăt eu ție. Și se vede în heal să nu... Da. Părlă. Acum trebuie să fugim. Fiindcă deja... Sunt prea mulți. Pe bune? Ce n-aș păi să mor așa, Iure? Din cauza unei pantere idiote. Sigur. Dar mergem în Stormwind. Cred că până aici e cel mai bine descoperim și Fly-ul. Să scot casca. Interface. Cred că display. Show helmet. Interface. Asta e ok. Social. Trebuie să-mi iau un mount mai mic, asta e destul de mare, elefantul ăsta. Da, țin minte când trebuia să peciuiesc Warcraft-ul și în perioada respectivă, adică prin 2007 aveam... Și acum internetul merge, n-aș fi pe Telecom. Era Rom Telecom, nu Telecom.
Și descărcam cu 50 de kilobytes. Deci foarte, foarte încet mergea. Am ajuns în Elwyn Forest, Duskwood. What? Așa. Hai să ne facem casa și zona asta e faină de făcut leveling, cel puțin dacă încep ca om. Dar, să știți, nu tot timpul. Uneori vezi și alte rase că vine aici să facă leveling. Și mi s-a întâmplat odată și la acolo pe drum. Mă gândesc la designerii care au făcut acest joc acum mulți ani și Tower of Azora. Crystal Lake. Că nu mai avem mult și ajungem în Stormwind City. Mă gândesc și la chestia asta, să fac să-l cresc între timp, știi, și să nu să pun doar frânturi, nu tot procesul. Fiindcă durează, vă dați seama. O să fac 100 de episoade până ajung la level 70. Se lumea pe ăștia toți. Help. Am ajuns în Stormwind. Acum cum intrăm, cântăm muzica. Nu? Ia să lăsăm așa. Nici muzică? Ori am... Cântăm muzica. Asta este Turelian. Formal attendant of Lord Anduin. Aleria Windrunner. Archmage Khadgar of Kirin Tor.
ăsta e... Da... Turelion. Well met. Așa că am ajuns în Stormwind. Mergem, ne facem casa îndată. Niciun player? Why? Se repară armura. See you around. Go with honor, friend. De ce nu e niciun player? Să fie foarte dimineață? Light be with you. De când n-am mai fost aici? It's too far away. It's too far away. Light be with you. For the Alliance. Că aveam un quest aici, hai mergem să-l predăm. Dar până să ne facem casa în Stormwind. Oare aici era? Știu că... Level 17. Aici parcă... Nu, nici nu mai știu unde, vă dați seama de cât timp n-am mai fost în Stormwind. Looking for something specific? General goods. Am gata, mi-am amintesc, era aici la... Oare să merg să-l și... I buy and trade. What can I do for you? Safe travels. Greetings. Un player, să vedem ce gear are. Endless ninja. Hai să mergem să prindem quest-ul ăla. A, gata, știu unde. Aici e casa. Unde îți faci... la aceasta. Well met. Safe travels. You need something? Ulea, 29. Beard healing. Asta, AFK, cred că. Ia să vedem quest-ul ăla. Well met. O luăm pe aici. Și pe aici. Asta. Ok, mergem să-l prindem și pe asta. Spre... Ah,
ce e? Light be with you. What can I do for you? Nu e sus pe... Dau un pic de zoom. Hai să descoper fly-ul și tot nu e niciun player. Bă, ce trist e când e aici unul. Totuși puțin, doar doi playeri. What can I do for you? I supply only the finest goods. Așa. A, aici la asta. Greetings. Mergem înapoi, facem level și după aia încheiem clipul. Muzica asta. Ajungem îndată. Ok, am ajuns înapoi. Putem continua seria de leveling, dar... de unde ăsta m-a omorât și unde să trebuie să-l... asta și asta. Mă gândesc să fac astăzi episodul 2 de retro gaming și o să joc un joc pe care tot nu l-am jucat de foarte, foarte mult timp. Și fiindcă acest canal este despre Warcraft în mare parte, adică tot ce ține de Warcraft, o să vedeți. Dar mai întâi să continuăm. Mergem înapoi unde am fost. Și cred că tot astăzi îmi descarcă Wrath of the Lich King și o să continuu, o să pun și de pe Wrath of the Lich King. Într-o zi Burning Crusade, într-o zi Wrath of the Lich King. Ce spuneți? Fantastic.
God damn it. Urăsc când se întâmplă asta. Bă, așa e nervanță să... N-am scăpat de el. Dacă trebuie să ne facem și mana. Ia să dăm un reset la talente. Sper că n-am intrat iarăși în combat. Bine că acum mai evade. Berserker deja. Hai că-l omorâm și pe asta. Nu cad paginile astea și gata. I'm out of range. Minucat. Asta e chestia. It's too far away. Nașpa. That spell is a threat. 200. Sper să nu mor acum. Bă, deci mor așa de aiurea. Serios, cred că am murit de 100 de ori. Bullshit. Deci pe... Stați un pic să văd ceva. Punem asta că e mai rapid, parcă. Mana Spring. Dacă am luam... Că mă plimb aiurea și... Să vezi tu gura multe de panteră. Să ne facem viața. Asta
Încă 5. Are să-l facem totul? Încă 4. Nu, să-mi fac și mana. Așa. Asta și mana la fel. Și după aia încă 2. Ceva pe aici, pe aici. Dacă eram hunter acum, uite unul. It's too far away. Nu, și skill-ul ți-l dă aici. Pe jos. Dar nu cred. Ba da, uite unul aici. I need to get closer. Yeah.
Hai că punem stafful ăsta. Și mergem să predăm quest-ul. Normal că se întâmplă asta. Nici nu mai îmi bag capul. Acum mai e nimica toată, dar când jucau mulți playeri erau foarte mulți de la Horde și atunci chiar ți-o luai pe cocoașă. Fiindcă asta e o zonă neutră. Well met. Be careful. Light be with you. Da. Light bless you. Și Tiger, Raptor. Este unul care gata? Să vedem ce-i cu quest-ul ăla și după aia. După aia încheiem clipul. Fiindcă aici că se întâmplă asta. Ok, luăm fly-ul. Mă gândesc cum au schimbat ăștia de Barrens în Cataclysm, în South și Swamp of Sorrows. Ok, uite că am ajuns în ia să mergem noi. Cred că pe aici.
Hai că luăm și questurile astea de aici. Luăm toate questurile ce... Heia! Heia! Pe aici, cred că. Așa, aici. Chiar arată XP ca lume. De ce nu mai arată cât XP de asta e... Era asta de aici cu... Mă văd că acum nu... Nu merge, trebuie să mergem pe jos. Yo! Asta cu Captain Chest, țin minte că era... Chiar un quest... Ce dădea foarte mult XP. Asta da, the captain. Încheiem clipul aici. Până data viitoare, salut.